Iubirea este darul divin primit de noi pentru a ne reaminti că suntem oameni, un dar care cuprinde în el toată culoarea universului, sub forma unui curcubeu care ne învăluie sufletul. Codul iubirii este asemănător codului facerii, codului vieții. Este ca o sămânță care încolțește în sufletul nostru și dă roadele numite dăruire și împlinire. Nu. Prima dată când plângi și tu. Hai să vă dai plămâni. Dragostea mea, se fac bătrâna la acolo și mamă. Și nu-mi place că mă schimbă nebuna asta de moașa. Bătână, ce fac oamenii ăștia cu tine, mami? Botezul este actul prin care un creștin este cufundat în apă ca să simbolizeze sfârșitul unui fel vechi de viață și un început nou. Te lepăda de satana. Purtătoarea numelui Carla este o persoană prietenoasă, de natură afectuoasă și cu o minte ageră. Este o variantă feminină a numelui Carol. În vocabularul englez, Carol provine de la numele Carolus și înseamnă cântec sau imn. Diana își are originile în mitologia romană, fiind zeița lunii, a pădurilor și a vânătorii, dar și a nașterii. Pentru romani, Diviana este numele latin pentru zeiță. Zeița Diana în mitologia romană era fiica lui Jupiter și a Latoniei și sora lui Apollo. Se botează roa Dumnezeu Carla Diana, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezul este primul și cel mai semnificativ moment din viața unui nou născut. Petrecerea este un prilej de a celebra viața, tradițiile, apropierea față de prieteni și uniunea familială. Dincolo de importanța religioasă a evenimentului, botezul și petrecerea de după au scopul de a aduce împreună oamenii dragi pentru a se bucura de creștinarea celui mic.